Ioana Anastase, dezvăluiri neașteptate din mariajul cu celebrul tenismen. Ce se întâmplă, de fapt, în spatele ușilor închise? Ioana și Ilie Năstase au ajuns din nou pe muchie de cuțit. Scandalurile dintre cei doi sunt tot mai dese, iar mariajul pare că nu mai are prea multe șanse. Recent, armonia cuplului a fost guduită, iar bruneta pare că a ajuns la capătul răbdării. Ioana Anastase ia în calcul un divorț, iar de această dată pare destul de hotărâtă. După ultimul scandal public pe care l-a avut cu partenerul său, Ioana Anastase reconsideră serios ideea unui divorț. Bruneta a vorbit despre relația pe care o are cu celebrul tenismen și recunoaște că există multe probleme în cuplu. Se pare că pe lângă ieșirile publice, cei doi nu se înțeleg prea bine nici acasă. Mai mult, în ultimele două luni aceștia au locuit separat, iar lucrurile nu par să fie tocmai roz. Ioana Năstase a mai dezvăluit că și înainte de această separare de domiciliu, relația mergea destul de greu. Interacțiunile dintre cei doi soți erau aproape inexistente. Tenismenul nu petrece prea mult timp acasă și pare că preferă compania altor persoane și nu a soției lui. Cam de două luni așa nu mai locuiesc împreună. Ivi stă acum într-un apartament cu fratele lui, cu șoferul lui, el știe. Eu mi-am dorit întotdeauna să locuim împreună, dar, iată că nu s-a putut. Eu stau în apartamentul meu. De când cu episodul acela urât, când am sunat la 112, știți voi, eu am încercat să-mi iau un apartament ca să pot fugi acolo, în caz de ceva se întâmplă. Am luat frica. Oricum, el, de felul lui, nu prea stă pe acasă. Se îmbracă dimineața și pleacă, și mai vine noaptea târziu. Da, Ilie este foarte libertin de felul lui. Dar eu l-am lăsat în pace să fie cum vrea el. El pleacă când vrea, vine când vrea. Așa e el. Eu nu am știut că va fi așa atunci când m-am băgat în căsnicia asta. Eu am avut o căsnicie lungă, fericită, cu fostul meu soț. Aveam cu totul altă părere despre mariaj, a declarat Ioana Nătase, potrivit click.